cu mâna pe Biblie jur să spun adevărul și nu numai adevărul. Vorba lui Acața Mare. Trebuie să speci și măcațul. Cu mâna pe Biblie recunosc când m-am despărțit de Adriana, când a fost ultima împăcările cu noi. Am vrea să-i trag un pumn în față, că m-am enervat. Dar m-am obținut să-i dau la fată pumn în față. Și doar am împins așa, știi? De-aia cum era furfăitoare așa, s-a împins ca proasta, știi? Și eram nervos. Aia după aia îmi reproșea. De ce nu mai ridică la loc? Poate eram nervos, dacă puneam mâna pe ce întâlnă. Și stăteam așa, că te ridică, era. Și oricum erai fericit. Că ai plecat, n-ai avut nici pe dracu, ai coborât pe scării. Nici nu puteam să ne luăm și noi la revedere în civilizatele, n-ai stat nici la lift. Ai luat-o pe scării. De ce? Ca să fii mai rapidă, știi? Cu mâna pe Biblie jur că am țipat și la Ioana, sau de Biblie de la Ioan. Cu mâna pe Biblie jur că îmi fac partidul porc. Pepe. Și eu zic că e Partidul Popular. Și după aia zic că e Partidul Popular. Sau Partidul Popular. De ce? Ăia 48, în 1848, se numea poporaniști. Și inventez eu Partidul Popular. Bineînțeles că ăștia îmi pune porete. Cu mâna pe Biblie zice, bă, ăștia e Partidul Popular. Poporanii era Nicolae Bălcescu, ăștia. Dar face, bă, parcă are față de ciocul ăsta. Îmi trebuie să-și lase cioculeț. Cioculeț. Floceare. Parcă e născut și Nicolae Bălcescu pe 29 iunie de se califică. Dar nu-l cheamă Nicolae. Îl cheamă Laie, Laie, Bucălaie, Oaie, Coaie. Și cu mâna pe Biblie jur zic... Îmi fac partidul ăla și îmi fac sediul de partid în Biblie. Zic, unde e sediul de partid? La capitolul 31. Ce scrie? Cu mâna pe Biblie ai mințit. Păi, poți să minți și până o misiune. Că memoria e ceva ciudat. Tot timpul s-a studiat memoria. La indivizi. Separați sau câteodată e selectivă, chiar pentru protecția persoanei respective. Uită multe chestii. Deci uitarea e o binefacere. Dacă ai o memorie prea bună, e greu. E suferința mare. Eu fiecare poezie care o creez, după ce o creez, o uit forțat. Cu toate că ideile principale le țin de aici. Cum, imediat cum am creat-o, o uit forțat. Deci că am creat atât de multe încât trebuie să le uit. Că altfel aș mai putea, aș ajunge la un prea bine.